Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod alături de Teo. Puteți să-i dați subscribe acolo, face videoclipuri cu FIFA, foarte mișto. Bine, obișnuiam și eu să fac, ce-i drept. Da, dar acum facem tot ceva old school. Da. Vom reacționa la cele mai nebune cartonașe roșii din fotbal din anul 2022, de fapt din sezonul 2021-2022. Da, actualul sezon. Da, un sezon puternic, să spun așa. Da, nebunie până acum, au fost niște meciuri interesante. Sincer să fiu, nu știu exact ce faze vom analiza din ce ligi vor fi, dar cred că vor fi interesante, pentru că mereu mi-a plăcut să fac chestia asta și în trecut și am zis să readuc chestia asta ca să văd dacă vă place stilul ăsta de conținut. Să-mi spuneți și dacă vreți să mai facem chestii de genul în continuare. Nu uitați, become a legend, follow pe Instagram legendariel și Teo cel real. Asta e. Ăia reali. Forță, da, da. Oamenii reali, unul pe engleză, unul pe română, știi? Exact. Și dacă follow acolo, like aici la acest video neapărat. Da. Să mai facă legend din astea, poate mai facem împreună o serie din asta mai lungă. Exact, cine știe. Și hai să nu mai stăm pe gânduri aici. Da. Hai să dăm play. Simeone. El pistolero. Omul e dar cum nu se accentează băieții ăștia că sunt facultatea de duristirea? Nu știu, da, e incredibil. Ia, ia. O, Paul. A, asta a fost. Ia vezi. O, criminal. Direct, i-a dat roșul. Topoare, direct. Ce animal. Dar vezi că, asta zic, că băiatul s-a ridicat, după aia a jucat. Mamă, imprudență mare de tot aici, ești nebun direct pe față. Ăsta e direct din K1, nu, e din kickbox. Cu Bobby, ăsta e din Champions League. Cum să dai, mă, cu da, nebun rău, nici nu s-a uitat la el. Nu s-a uitat. Deși joc periculos, deși joc periculos, Simeone era bine. Dar putea să-l rupă acolo, dacă intră tare în el așa. Să-l rupă, mă, putea să-i curăze gâtul. Oh. Este hands al portarului. Bă, dar nu știam. Ăla ieșit la 40 de metri să pună mâna pe ea. Da, vezi? A, dar că a vrut de ea, dar roșu direct. Că dacă îl lovea, pur și simplu, nu cred că lua. Ia uite. A, este al doilea galben. E Hernandez. Bă, i-a pus piedică pe corp. Da, dar el știa că are galben. Uite aici, prostit. Da, de energie nu-i faci în meciul. Ia vezi, Zaha. La portă, hai că l-a luat în brațe, s-a urcat cu aute, mamă, la culcare. Voia să îi facă armbar. Dar și ăsta e roșu direct. Stai, cine? La portă a luat, că l-a luat în brațe pe Zaha. Uite-l. Mamă, la placa de negru. Da, dar ăsta nu e fotbal. Pe piera săracu. Mamă, asta e mură rău de tot. Foarte rău. Și tu, mamă. Asta e nașpa rău de tot. Puneți-vă în comentarii care a fost cel mai rău faul. Mamă, că își merge cu Bismar până acum. Ăsta e direct roșu închis. Oh. Hakimi. E, asta nu e așa de dur. Dar am pins. Mamă, că aici s-a aruncat ca delfinul pe știu. Vânder, de la OM. S-a aruncat mare. Dar nu știu, totuși. Ia uite. A și căzut ușor. A simțit un apel deja direct pe jos. Hands de pe linie. Uite, auzi cum a făcut și-a dat. De asta mi-a amintit de o fază de lui Suarez de la Mondial, când la fel o scosese cu mâna de pe linie și-a luat roșu. L-au rugat. Cu piciorul și-a împins mâna. Da. Aolo. Dar toți sunt ultimii apărători și intervin ca nebunii. Culibali de la Napoli. Ia uite-l. Dar și ăsta cade imediat. A jucat, da. Fan United Bolt. Asta e de la Euro. Mare cot. Ba, cotul, elbow. Da, bine, nu cred că a fost neapărat intenționat asta. Aici cred că doar a stărit el așa. Mă îndesc că i-ar fi dat un asemenea cot, nu cred. Se dă, îți dai seama, da. Dar uite, unele nici nu sunt intenționate. Ia o și vezi. Wow, s-a zbărat pe el. Iată o bucată. Băi, nene. Veneția. Wow. Mamă. Imaginează că erai tu pe teren și ți-a intrat cioaca așa. A dus de Young acolo. Castano. Ia uite-l, bă, cum... Nu, l-a capsat puternic, dacă face așa.
Mă, nu faci așa la mișto, sau poate faci. Dar cine e Castanos? Că așa au numai castane. Mamă, dar uite și pe ăsta cum cade direct. Se rostogolește direct. Victimă. Opa. Mamă, seaca. Mamă, băi, ăsta e direct. Ăsta e 10 etapă suspendare. Băi. Wow. Dacă îl eliminase și a pierdut înainte să fie un băieț. Începe în zic Gibson. Da, e trea combinată și ăsta, da, doamne. Wow. Ăsta e cel mai durbit, n-am văzut, ne? Așa intră, nu vezi nicăi, unde vezi mai așa, incredibil. Gabi Tamaș. Nu mai dat, deci nu mai la rupere. Nu vezi, Gabi, nu. Nu mai la rupere. E, ăsta nu e chiar așa, dar, din nou, ultim apărător. Ia. Plus că el nici nu voia să, adică mâine direct. Wow, Eric Gonza. Asta e dubios. Dar ești bun, e gazonul cum cad, gen, jucătorii când cad se duc să-mi vine energie. Dacă pe stadionul de jucam eu la Liga 4-a, păi, pe terenurile de la te noi, te rup de aia, te rup 6 luni. Alenia. Oh, băiatule, cum a intrat. I-a capsat toată gamba. Gamba. Nico Williams. Este de mare viitor. De mare viitor, când jucam cu el pe FIFA, când a apărut jocul cu... Ia uite. Dădea cu stângul, în drept. Ia uite-l și pe ăsta, mă. Hai, apere. Ia. Mamă, cum a găzut pe Glez, n-ai văzut? Da, asta e... A rămas fără rău de tot. Wild. Ia uite. Mamă. Perez. Da, deci fotbalul e un sport din ăsta. Da, unii nu știu seama ce fac. Ia uite. Dar cum, mă, frate, să intri în halul ăsta, pe bune? Trebuie să te gândești și tu cu capul tău. Da, da. Te gândești tu la ăla că îl perforezi, îi distrugi cariera. Nu cred că își dă seama pe moment, dar mulți sunt scandalizați că iau roșu, dar sunt niște intrări inadmisibile. Asta n-a fost. Ba da. Aici. E foul. A fost urât. Bine, ce aici? A dat roșu direct. Păi da, frate, l-a călcat prea urât. Uite, uite. Da. De fapt, n-a fost chiar de roșu. Nu știu ce zic aici. Dar unele sunt discutabile, poate. Caliu. Da. La latitudinea arbitrului. E Garcia. Dacă Garcia văd că e cel mai slab. Nu merge la Barcelona toate roșiile. Ăsta l-au halit direct. Deja a apărut de două ori în videoclipul ăsta. Malo e hermos. Mamă, cred că... Doamne, bă, de două ori îl pune jos, era misiunea. Și s-au și bătut după. Se și bat. Se și bat. Uite, l-au luat de gât așa. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. De ce toți fotbaliștii nu ridică mâna, gen? Stau așa cu pieptul. Cred că dacă pui mâna, ești... Bă, dacă îi iei, dacă îi dai bruna, e suspendat nu știu câte etape. Mamă. Că n-ai voie. A, da. Deci, încearcă să evite, că dacă se dau niște pumni pe acolo, s-a terminat. Da, treaba. Ia. Pascal. Mamă, l-a făcut targa. Tare. Mamă, dar niște intrări. Eu rămân cu Griezmann, oricum. Îmi venea să mă mai uit. Eu rămân cu Griezmann, oricum. Deci, hai să stabilim. Eu zic Griezmann ăsta. Care a fost cea mai criminală? N-ai cum așa ceva, dă-te încolo. Dar cum să fie piciorul acolo, ai nebunit? Uite și tu. Dar nu pare că a fost... Dacă era, dacă era puțin mai încolo. Uite-te la fața lui Firmino. Da, era. Uite cum i-a perforat urechea. I-a făcut, s-a speriat de... I-a făcut gaură. Dacă era mai la stânga puțin așa. Îți dai seama? Că ăsta nici nu s-a uitat. Depindea de Firmino. Da, că îl dădea, dacă îl dădea mai la stânga. Și el s-a ferit după imediat. Dar știu că zona asta e foarte sensibilă, știi? Adică faptul că l-a lovit acolo e nasol, adică... E clar. A scăpat el din Firmino aici. Dar și râdea după. Cum el... să râzi, mă, după? Da, cum să râzi? Ce-o treabă, adică stau... Ăsta mi se pare ce mai scandalos, nu știu, de toate astea. Că altă treabă, ultima apărător. Toxic l-a mai luat în brațe, l-a mai împins, dar Griezmann cu asta nu, este... Nu, eu că a fost ceva personal acolo. Nu știu, ciudat rău că de tot. Că după că am rângea. Dar Griezmann are momente și momente. De altfel, să vedem dacă... Până la urmă rămâne Atletic, are clauză de cumpărare, dar nu e... A, el e împrumutat la Atletico. E împrumutat cu clauză și pot plăti o sumă să-l ia, dar, mă rog, 40 de milioane. Nu știu dacă o să-l păstreze pentru banii nu ăștia. Nu cred că o să... Nu cred, s-ar putea să plece înapoi la Barcelona, acolo să vedem.
Dar poate revine, cum ar fi, un Griezmann, Dembélé, toți francezii, să joace bine. Nu, la Barcelona se construiește ceva mișto. Aubameyang, nu știu dacă e cumpărat definitiv. Da, a venit gratis. Era liber de contract, că și-a reziliat contractul personal. Și pe Adama să-l cumpere la vară. Da. Și poate vine Holland, că asta zice. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii care vi s-a părut vouă cea mai criminală intrare, ca să fim așa sinceri cu toții. Da, cel mai criminal. Vă dau inimioară la tuturor. Da. Nu uitați să vă abonați, cei care nu sunteți abonați, că vă știu, vă simt bă, ăștia care sunteți acum pe telefoane și n-ați dat subscribe, să știți că vă pândesc eu noaptea să intru în capul vostru. Subscribe, like, glumesc. Comment, share. Da, dacă simțiți. Bun, abonați-vă și la Teo, ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați și like-ul ăla puternic. Ciao, ciao. Pa, pa.